Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de data asta Driving Empire cu bolid. Uite ce bolid am eu. Mamă, ce șobolan sunt, și fii atent. O, da, mi-a cam tăiat pălăria. O, da, ia fii atent cum se aude. O, vericule. O, ho, 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 ho. Și cum merge. Ia că sunt curios cât putem să dăm în ea. I-am dat și lui Vericu mașina mea, deoarece, dacă vă uitați aici, nu mai am nicio mașină, efectiv nicio mașină, și el mi-a dat bolidul ăsta. Ia să vedem cât se duce. Bă, bun, până aici se duce destul de ok-ut. Ia să vedem, 400 și ceva, îi dăm în goarnă, mamă, 500 aproape. Mamă, dar se duce, Vericule. Fii atent, fii atent, joacă pe asta și dă-i, dă-i. Bă, Vericule, aproape 500 se duce bine, mamă, dar arată insane. Arată insane mașina asta, chiar îmi place, e super mișto, rău de tot. Sunt curios, farurile, da, și cu stopurile. Mamă, și cum se decapotează, deci efectiv doar partea asta se decapotează, dar arată super mișto. Ia să-i spunem lui Vericu aici, mamă, e 15M această mașină, wow. Hai să-i spunem ce cursă să băgăm, că de cât timp n-am mai jucat, nici nu mai știu cursele. Deci era cross, ok, circuit, hai un circuit, hai un highway race. Mie îmi plăcea foarte mult asta, highway race. Era favorita mea, din păcate, lui am dat o mașină cam prnaie și nu știu ce o să facă cu ea, dar eu cu asta mă descurc, sigur mă descurc. Hai să vedem dacă vrea Vericu să vină cu trompeta mea. După cum bine știți, contul cel vechi s-a dus și efectiv am intrat în joc pentru codurile alea, vedeți că am niște bani aici și am băgat și Twitter-ul, iar mașina asta nu pot să o vând. Cea pe care ți-o dă la început, am putut să o vând. Arată bine rău mașina, da, veric, da. Așa e, mamă, e bine rău de tot mașina. Sincer, portocaliu ăsta nu prea-i văd eu rostul, aș fi făcut un, nu știu, altfel, altă culoare. Zici că e din Rocket League, bă, să știi că zici că e, se aseamănă un pic. Și am pornit, ia să vedem. Bă, băieți, n-are nicio treabă cu trașcaleta mea. Efectiv, băi, îmi pare rău că am pierdut și mașinile alea, ediție limitată, aveam BMW-ul ăla, E36, wow. Din păcate, bă, că tot nu prea rupe asfaltul, deci 447, bă, e bine. Dar cu bus 474, se putea mai bine, sincer. Pentru cât costă mașina asta, aveam așteptări de un 530-540 la oră, dar e bine, 31.4, opa, award first place, uite, vă facem și achievement-uri, n-am făcut nicio cursă, băi, e miștouță mașina, chiar îmi place. Din păcate nu poți să iei pe nimeni cu tine, efectiv ești doar tu aici înăuntru și ia să dăm V, bă, arată bine să înăuntru, deși pare un pic cam mic volanul, vedeți că nici măcar nu îl ține în mână. S-a închis, ok, aia, sau am închis eu. Ia uite, bă, Vericule, joacă pe asta. Cred că, da, mă, se închide în momentul în care pleci cu ea. Bă, e destul de ok, nu prea avem spațiu aici, nu pot să spun foarte multe de interiorul ei, dar, clar, față de ce i-am dat eu lui Vericu, altă viață, adică, tare sunt curios cum se descurcă la un drag. Ia să vedem, Veric, băgăm un drag. Să vedem ce zice Vericu dacă băgăm un drag. E clar că mașina asta e nesuperioară, clar, n-ai ce să spui. Doar că și un cross, bă, un cross, nu știu ce să zic. La cross cred că mă ia chiar dacă mașina asta, ia să-i scrim aici, cred că mă iei la cross. Chiar dacă mașina asta super mișto, cred că mă ia pentru că el știe să joace. Eu... crossul și circuitul, nu știu ce să zic. Hai că da, aia zic, mă, Vericule. Băi, arată bine, vorba lui, zici că e din Rocket League, dar v-am spus, la cum arată, aș fi văzut-o mai puternic, adică aș fi văzut-o o mașină care prinde peste 500, acum nu știu cât peste. Mi se pare că cea mai bună mașină din joc pe care el a avut-o, acel Koenigsegg care are top speed-ul insane, a prins maxim 560, ceva de genul. Am uitat să țin apăsat shift-ul, dar nu contează, sunt curios cam cât ar scoate mașinuța asta. Deci scoate un 7 și ceva, băi, e bine, cred că puteam să scot un 75. Scoate bine, scoate destul de bine mașinuța, îmi place. Hai să vedem la cross. Hai să vedem
la cross, cum mă fac de râs. Aia zic, mă, cum ar fi să mă fac de râs cu Verico aici. Bine că mi-a blurat tot. O să vad el pe filmare ce-am scris. Bă, mă bucur că a reușit să facă râs de mașinuța asta și mă bucur că ne-am reîntâlnit să mai tragem și noi un clip video, deoarece de ceva vreme voiam să filmez și ia să vedem la sunet aici, e suficient și nu ne-am potrivit la ore. Ba nu puteam eu, ba nu putea el, ba se juca altceva, ba mă jucam eu altceva, deci niciodată n-am putut să ne potrivim, din păcate. Mă, șanse ca el să mă bată, sincer, eu zic că sunt undeva la 5-10%. De ce? Pentru că pot să fac eu vreo gafă, ceva și pașpa. S-a dus după aceea, uite, de exemplu, aici să vedem cum frânează, nu știu cum frânează, văd că frânează destul de bine mașina. Îmi place. Ia să vedem și aici cu curba asta, bă, vezi că o ia destul de bine mașinuța. Nu-mi place că mie se pălăria, dar de fapt problema asta m-a avut la toate mașinile. Deci și pe caracterul vechi mi-a ieșit pălăria din mașină. Asta e, din păcate, bă, mi-e cam dur așa un pic, o să mai bag și un Driving Empire cu Koenigsegg-ul meu, pentru că cu trașcaleta aia, n-ai ce să joci, bă, adică ce să joci. Bă, sincer, la manevrabilitate e destul de bună mașina, dar vedeți voi, face valide astea cum le face el de obicei și nu-l vă păveri cu pe unde e, în fine, dar e destul de manevrabilă mașina, deci îmi place. Să ai una de asta în viața reală, aoleu, Vericule, cum ar fi? Joacă o pastă, uite, vine Vericul din spate, vrea să mă atace, eu sunt Max Verstappen și el e Hamilton, de ce nu? Îl punem ca Hamilton. Bă, Hamilton, vrei să mă atași, mă? Vrei să-mi iei poziția, mă, șobolane? Aici, din experiență, nu-i bine să te duci foarte tare, mai bine așa mai încet. Pasta nu, n-ați învățat-o de la mine, da? Deci mai bine mai încet, dar fără să te dai peste cap și să bagi nitro aici, pac! Aici iar e o curbă mai strâmtă, așa, bun. Deci că e prietena mea, așa, bun, nu mai contează. Opa, aici frânăm un pic, bun, și mergem drept înainte. Gata, am rupt aderența, am rupt tot. Aici trebuie să frânăm un picuț. Sincer, mie de asta nu-mi prea mi-a plăcut cross-ul și circuitul, că de obicei trebuie să frânezi, te ia durerea de cap, trebuie să mai ai grijă la viteză, uite aici, de obicei eu mai făceam lată și săream în lac, deci sunt multe variante. Deci chiar nu-mi place cross-ul sau circuitul, dar voi ar trebui să vă bucurați. Ce ziceți, mai facem clipuri, mai facem cu Driving Empire, cum să nu facem? Trebuie să facă vălică. Driving Empire e, să spun așa, printre jocurile mele preferate pe Roblox. Deși acum că cu contul că s-a dus și nu prea mai jucat. Și sincer, mie n-aș pa să mai joc pentru că acolo am cumpărat toate PES-urile. Aici n-am nimic, nici măcar VIP, adică fac curse și îmi dă mai puțin bani. Acolo îmi dădeau mai mult, primeam mai mulți bani pentru că îmi dădea din cauza VIP-ului mai mult. Și chestia asta mă cam deranjează, adică banii ăia nu ești mai băgat din nou, știi ce zic? Au fost cât? Au fost vreo 100 de lei, ceva de genul, nici nu știu, pe care nu ești mai băgat din nou. Sincer. Ia să vedem care e chestia. Bun, bun, mai avem puțin. Trebuie să câștigăm 90%. Imediat câștigăm, Vericule. Mamă, să nu fac eu de gard și să zbor de aici iar, că se mai întâmplă. Bine că am avut gardul ăsta, că mă duceam iar ca șobolanul. Aici punem mare frână, că te duci pe spate și am câștigat, da. Deci n-am avut nicio șansă, Verico. Clar, am câștigat, l-am bătut și acum îl așteptăm și pe el. Bun, a reușit să vină și Verico. A mai durat ceva, adică vreo 30 de secunde. Mamă, cât de bine arată pe întuneric mașina. Wow! Vezi că arată super bine și îmi place cum se decapotează. Hai să mergem un pic până la dealership și să vedem, băi, cât costă mașina asta și ce stați are. Ia să vedem aici, uite-o, parcăm și noi ca boșii în intersecție cum ar veni. Îi scriem aici shop, ca să știe și el unde suntem. Și hai să intrăm să vedem, băi, o dai sau nu o dai cu noi. Apropo, am făcut 310k datorită din cauza faptului că
Am făcut cu el curse și m-a lăsat să câștig bine. Nu prea m-a lăsat, adică diferența de mașină era foarte mare, dar na, înțelegeți voi, și am câștigat. Am reușit să mai strâng niște bani. Mi-ar trebui cineva care să stea afecat și să mă lase să câștig într-una. Așa și putea să strâng și eu bani de o mașină mai bună. Da, nu știu ce să zic. Opa, mașini limited edition. Joc o pasta, bă, vericule, fii atent ce mașini mișto avem. Opa, ia. Și avem una și mai scumpă, pericole. Mamă, Bugatti. Ia să o vedem. E ce trebuie, e ce trebuie și asta. Mă, cât de bine arată. Wow, da, sumele sunt cam mari. Ok, hai să vedem. Cât e mașina asta? O, deci cu track pass. Exact ce aveam eu cumpărat, ok. Deci topul este 400 km la oră. Este destul de bine. Aș fi vrut mai mult, dar este destul de bine. Accelerația 2.2 îmi place, tunată, ajunge la un 2.0, cred că poate 1.9, trebuie să-mi curios. Manevrabilitatea 96%. Să știți că s-a simțit. Da. E ce trebuie, vere, ce trebuie. Nu-mi place, adică îmi place cum se rabatează, dar nu-mi place că doar atâta se rabatează. Aș fi vrut, nu știu, să... Mai se întâmplă ceva și la spatele ăsta, știți ce zic? Dar în rest arată bine mașina, se mișcă bine și chiar îmi place. Sunt curios dacă Vericu o să mai ia și alte mașini și o să mă ajute să mai băgăm aici niște clipulețe de-astea mișto. Pentru că merită, uite, câte avem pe aici. Și Vericu, mamă, s-a stricat, i-am stricat mașina, bă băiatul, i-am stricat, s-a stricat mașina. S-a stricat, bă, s-a stricat mașina, rip mașina. Uite-l și pe Vericu aici, numărul 1. Cam asta a fost clipul video, băieți. Mersi că v-ați uitat. Nu uitați de like, de subscribe și kids, kids, kids și toate cele bune. Vă salut!